Eu nu vreau să te acuz de nimic, dar nici informațiile aia nu au venit din pom. Nu există așa ceva și eu promit că o să vă demonstrez și tuturor celor care m-au acuzat de așa ceva, o să le pară rău. Ieri în gală te-am întrebat o chestie și te-ai supărat foarte tare pe mine, ți-ai luat-o foarte aiurea, că ți-am spus, băi, vezi că ți s-au acuz? Pentru că, Patrick, tu m-ai așezat, tu, nu, am fost așezată pe topogan și atunci tu mi-ai tras cu piciorul, cum ar fi. E nașpa. Eu nu mai vreau să intru în acest subiect. Pentru mine e închis. Eu știu cum îți 50-50. Eu n-aș zice că e tocmai vrăjeală ce s-a scris acolo în online, n-aș crede nici că e adevărat. Dar nu-mi pasă. Ce să fac? Și pentru mine, Larisa, e un subiect închis. Eu ce? Opa. Ștefania cu? Ce-i cu ea, frate, de plâng? Stai puțin, tu nici n-ai salutat-o pe Ștefania, eu acum mi-am dat seama. Am vorbit cu ea, mă, cum nu? Dar n-ai spus bun, n-ai spus de nu. Iată așa. Plânge. Ne dați și nouă sunet, vă rog. Citiți pe buze.